Sehr geehrte Damen und Herren, unstimate Domnule, unstimați Domnule, es ist mir eine große Ehre, so heute hier im Nationaltheater hier und Lucia Gargiola begrüßen zu dürfen. Este o mare onoare pentru mine să vă salut astăzi la Teatrul Național Ioana Gargiola. Ich hoffe, dass unser heutiger Veranstaltung den großen Namen gerecht wird, denn Ostisua Kerkut, der verlorene Brief, ist heute eine der großen Komödien mit Irrungen und Wirrungen der Demokratie beim Werk, was jeder, der in der politischen Bildung tätig ist, gelesen haben sollte. Sper ca evenimentul de astăzi să fie la înălțimea acestui mare moment. Știm cu toții ce este o scrisoare pierdută. Scrisoarea pierdută este și astăzi una dintre marile comedii despre erori și confuzie în democrație, o lucrare pe care toți cei implicați în formarea politică ar trebui să o citească. Wir, die Hanseatische von Bukarest, haben heute mit einer ganzen Reihe von Partnern, der Akademia Civica, der Fundația Donatul Popu, der NGO Tine Dinoi und dem Ratsherzentrum für Demokratie ein anderes Medium gewählt, um mit Ihnen in eine Diskussion über Werte, Kultur und Proteste zu steigen, nämlich die Fotografie. Noi, Fundația Hanseatică din București, am ales astăzi un alt suport împreună cu o serie întreagă de parteneri, Academia Civică, Fundația Cornel Coposu, ONG-ul Ține de Noi, Centrul Rațiu pentru Democrație, pentru ca împreună cu dumneavoastră să portăm o discuție despre valori, cultură, democrație și protest. Fotografia. Damit setzen wir eine Tradition der Hanseatische Stiftung fort, politische Bildung mit neuen Formaten, Medien aus den Konferenzsälen herauszuholen, Kunst und Politik im öffentlichen Raum verletzt. Astfel continuăm cu o tradiție a Fundației Hanseatică, care constă în scoaterea educației politice din sălile de conferință prin noi formate și suporturi media, ci așezarea artei și politicii în spațiul public. Nichts ist zufällig als ein Schnappschuss, der sich ohne gesonderliches vorheriges Arrangement und mit offensichtlicher Spontanität mit den dargestellten Motiven auseinandersetzt. Nimic nu este mai întâmplător decât instantaneul care, fără vreo pregătire prealabilă, dar cu spontaneitate evidentă, tratează motivele reprezentate. Apropo, diese Technik den Raum des Privaten verlässt und ins Genre der Fotografie des öffentlichen Raumes übertritt, entstehen Bildungsdokumente, die auch für kommende Generationen Einblicke vermitteln und zur Reflexion bringen. Acolo unde această tehnică părăsește spațiul privat pentru a intra în ceea ce este genul fotografiei spațiului public, rezultă documente sub formă de imagini care oferă o introspecție și pentru generațiile viitoare, invitând totodată la reflecție. Unser Thema heute ist Protest. Protest in Bildern aus 75 Jahren rumänischer Geschichte, angefangen mit der großen antiromanistischen Manifestation in Bukarest 1945. Tema noastră de astăzi este protestul. Protestul în imagini din 75 de ani de istoria României, începând cu marea demonstrație anticomunistă de la București din 1945. Vor 30 Jahren wurde Geschichte geschrieben in Deutschland und in Rumänien. Acum 30 de ani s-a scris istorie în Germania și în România. In November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Da singelt des Ost-West-Konfliktes und ein Mahnmal der zynischen Unterdrückung von Selbstbestimmung und bürgerlicher Freiheit. În noiembrie 89 cade zidul Berlinului, simbol al conflictului Est-Vest și memorial pentru ceea ce a fost o represiune cinică manifestată împotriva autodeterminării și libertății civile. Und im Dezember 1989 wurde das Ceaușescu-Regime gestürzt, was zuletzt in offener Negation der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität das Land gestürzt. În decembrie 89, regimul Ceaușescu a fost răsturnat, un regim care suglumase țara, un regim care negase fățiș realitatea economică și socială a țării. Beide Ergebnisse waren das Ergebnis friedlicher Demonstrationen, friedlich zumindest in Zeiten der Demonstrierenden, die sich das Recht auf Widerspruch in Anspruch, für sich das Recht auf Widerstand in Anspruch. Ambele evenimente au fost rezultatul unor demonstrații pașnice. Pașnice din partea manifestanților, care au revendicat dreptul de a rezista. Niemand wird ernsthaft die Legitimität dieser Proteste in Frage stellen können, denn schon ziemlich genau vor 100 Jahren, oder 100 Jahre vor diesen Demonstrationen, 1890, hat Papst Leo XIII. In seiner Enzyklia Sentientia Christiana über die wichtigsten Pflichten christlicher Staatsbürger geschrieben.
Nimeni nu poate pune la îndoială în mod serios legitimitatea acestor proteste. Cu 100 de ani înainte, Papa Leon al XIII-lea scrisese deja despre cele mai importante îndatoriri ale cetățenilor care sunt creștini în enciclica Sapienței Cristiane, apărută în 1890. Punem ochelarii. Wenn aber die Gesetze des Staates mit dem göttlichen Recht in offenbarem Widerspruch stehen, wenn sie der Kirche Unrecht zufügen oder den religiösen Verpflichtungen widerstreiten oder die Autorität Jesu Christi in seinem Hohepriester verletzen, dann ist Widerstand Pflicht und Gehorsam Frevel und das selbst im Interesse des Staates, zu dessen Nachteil alles ausschlägt, was der Religion Abbruch tut. Dar dacă legile statului sunt în contradicție clară cu legea divină, dacă acestea aduc o nedreptate bisericii, ori contrazic obligațiile religioase sau încalcă autoritatea lui Iisus Hristos, cel mai înalt reprezentant al său, atunci rezistența devine o obligație, iar supunerea sacrilegiu. Și aceasta chiar în interesul statului, în detrimentul căruia se face tot ceea ce aduce atingere religiei. Knackiger hat das Bertolt Brecht in seinem Zitat aufgegriffen, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Bertolt Brecht a preluat în felul său propriu citatul respectiv și a spus, acolo unde injustiția devine dreaptă, devine justiția devine justă, rezistența devine o obligație. So eindeutig also ein Widerstandsrecht im Unrechtsregime herzuleiten ist, wie sieht es mit Protesten im demokratischen Staat aus? Evident, este clară nevoia deducerii unui drept la rezistență în regimuri nedrepte. Dar ce se întâmplă cu protestul într-un stat democratic? Die Form zivilen Widerstandes im Prozess unterliegt einem ständigen Wandel und sagt für sich schon viel über die Handlungsbedingungen und das Selbstverständnis des politischen Systems. Forma demonstrațiilor societății civile este supusă unei continue evoluții și ne spune multe despre condițiile în care se poate acționa și despre accepțiunea proprie a sistemelor politice asupra lor însăși. Friedlicher Protest auch nach wie vor den öffentlichen Raum um wahrgenommen zu werden. Protestul pașnic are în continuare nevoie de spațiu public pentru a fi perceput. Die Piazza Vittoria hier in Bukarest hat in den vergangenen Jahren hunderttausende Demonstranten gesehen, die friedlich für und gegen unterschiedliche Themen protestiert haben. În Piața Victoriei din București au fost în ultimii ani sute de mii de manifestanți. Aceștia au demonstrat pașnic pro și contra diferitelor idei și teme. Aber Protestbewegungen verlagern sich immer weiter ins Internet und prägen global politische Diskussionen und Entscheidungen. Totul se remarcă că mișcările de protest se îndreaptă tot mai mult către internet și modelează acolo dezbaterea și decizia politică globală. Hier gibt es positive und negative Entwicklungen. Zum Beispiel verleihen viele Millionen Menschen weltweit ihre Stimmen unter Hashtags wie Black Lives Matter oder für andere positive Anliegen. Aici, în sfera aceasta, există evoluții pozitive și negative. Sunt câteva milioane de oameni din întreaga lume care își alătură vocile, de exemplu, sub hashtag Black Lives Matter. Auf der anderen Seite entwickeln sich Phänomene wie Trolle oder Bots, die Wirkmacht des Netzaktivismus durch intransparente Einflüsse verzerren können. Pe de altă parte, se dezvoltă fenomene pe cum precum trolii și bots care pot denatura efectul activismului de pe net prin influențe netransparente. Dienen die Freiheiten im Netz der demokratischen Partizipation oder sind sie eine Gefahr aufgrund von Polarisierung und Hate Speech? Libertățile din rețea servesc la participarea democratică sau sunt un pericol rezultat din polarizare și din discursul urii? Hannah Arendt setzte sich mit historischen Ereignissen auseinander und war eine äußerst genaue Beobachterin und Analytikerin aktueller Ereignisse in ihrer Zeit. Hannah Arendt s-a ocupat de evenimentele istorice, de evenimente istorice și a fost un observator și analist extrem de atent al evenimentelor din vremea sa. Sie entwickelte verschiedene Begriffe, um nicht konforme politische Handlungen zu beschreiben, vom niederschwelligen Protest über den organisierten Widerstand bis zum umstrittenen zivilen Ungehorsam. A dezvoltat chiar termeni pentru a descrie acțiuni politice neconforme, cum ar fi protest cu prag scăzut la rezistență, sau la rezistență organizată, și până la controversata neascultare sau nesupunere civilă.
Bereits 1968 wurde ein Widerstandsrecht in das deutsche Grundgesetz aufgenommen. Încă din 1968, în legea fundamentală germană, deci în Constituția statului german, a fost inclus un drept la rezistență. Es ist allerdings nicht dazu gedacht, dass sich je nach Interessenslage bei Bedarf mit Waffengewalt über den bestehenden Gesetzgeber zu setzen, sondern es ist im Gegenteil dazu da, den Rechtsstaat als solchen zu retten, wenn dieser in ernsthafte Gefahr ist. Acest drept la rezistență nu este gândit ca un mod de a sfida legile existente prin forța armelor, în funcție de interesele în joc, ci se dorește a fi un mod de a salva statul de drept dacă acesta este în pericol grav. Ein vom deutschen Grundgesetz gedeckter Widerständler muss folgende Kriterien erfüllen. Erstens, zunächst muss das Regime fundamentale Grund- oder Menschenrechte ungeschützt lassen oder verletzen. O persoană care rezistă în sensul legii fundamentale germane trebuie să îndeplinească următoarele criterii. În primul rând, trebuie ca această persoană să se regăsească într-un regim care să fie lăsat fără protecție sau care să fie încălcat drepturile fundamentale și drepturile omului în totalitate. Zweitens, alle legalen Mittel müssen ausgeschöpft sein. Die Widerstandshandlung muss verhältnismäßig ausfallen. În al doilea rând, trebuie ca toate mijloacele legale să fi fost epuizate, iar actul de rezistență va trebui să se prezinte în mod proporțional. Und drittens, der Widerstand darf nur um des Rechts willen und nicht zur Befriedigung persönlicher Interessen. În al treilea rând, rezistența trebuie asigurată numai în interesul dreptății și nu pentru satisfacerea unor interese personale. Kurz gesagt, er oder sie muss also die normativen und menschlichen Voraussetzungen zum Helden haben. Prin urmare, el sau ea trebuie să îndeplinească condițiile normative și umane de erou. Und wie es der Zufall will, haben wir heute jemanden unter uns, auf den diese normativen und menschlichen Kriterien exemplarisch zutreffen. Șansa face ca astăzi să avem printre noi pe cineva căreia îi se aplică aceste criterii normative și umane. Jede Kunstform, Malerei, Musik, Fotografie, Literatur und Poesie kann ihrem Gehalt nach politisch sein oder dadurch ihren künstlerischen Wert in Frage zu stellen. Orice formă de artă, fie pictură, muzică sau fotografie, literatură, ori poezie, deci orice formă de artă poate avea conținut politic, fără a pune sub semnul întrebării valoarea sa artistică. Der Künstler ist dabei in der Regel nicht primär politisch in seinem Anliegen. De regulă, artistul nu este în primul rând politic în preocupările sale. Der deutsche Maler und Grafiker Paul Klee hat gesagt, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, Kunst macht sichtbar. Paul Klee, pictorul și graficianul german, spunea cândva, arta nu reflectă vizibilul, arta face vizibil. Das gilt auch und besonders für die Poesie. Acest lucru se aplică în special poeziei. Frau Anna Blandiana gehört seit den 50er Jahren zu den führenden Poeten. Anna Blandiana este una dintre cele mai mari poete din România din 50 de ani de care ne ocupăm în acest context. Publikationsverbote in den 60er und 80er Jahren unterstreichen deutlich, dass die Inhalte der Arbeiten Frau Blandiana aus den herrschenden Regime in Dorn im Auge waren, als Dissidentin im eigentlichen Sinne des Wortes, Dissidentin von Auseinandersetzung, nicht übereinstimmen, in Widerspruch stehen. Interdicțiile de publicare din anii 60, 70 și 80 au evidențiat clar că conținutul lucrărilor doamnei Blandiana a fost un ghimbe pentru regimul la putere, dânsa fiind o disidentă în adevăratul sens al termenului disidere, adică cineva care este separat, care nu este de acord, care este în contradicție. Nach der erfolgreichen rumänischen Revolution durfte Frau Blandiana aber nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, ins private künstlerische zurück, sondern gründete 1993 gemeinsam mit Ludwig Jean die Stiftung Bürgerbildung und übernahm die Gründung des Gefängnisses in Sinn. După succesul Revoluției Române, doamna Blandiana nu s-a retras, cel puțin nu exclusiv, nu s-a retras de gen viața de poet. În 1993 a fondat împreună cu Romulus Lusan Fundația Academia Civică și a preluat ruinele închisorii din Siget în 1993. Cu
cunoscută sub numele de Memorial Siget, Academia Civică include astăzi Memorialul Siget, Centrul Internațional pentru Studiul Comunismului și expoziția permanentă a Memorialului București. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Preisen und Würdigungen erhielt das Memorial Siget als europäische Kulturerbe. În plus, față de numeroase premii și omagii naționale și internaționale, Memorialul Siget a fost distins cu ceea ce este, traducere motamo, ar fi sigiliul patrimoniului european. Die Hans Seidel Stiftung ist stolz darauf, dass wir seit 1994 mit dem Memorial Siget und Frau Bolaniano zusammenarbeiten. Fundația Hans Seidel este mândră de colaborarea pe care o are cu Memorialul Siget și cu doamna Blandiana din anul 1994 încoace. In tiefer Verbundenheit ist es mir daher eine große Ehre, Ihnen, Frau Blandiana, heute die goldene Ehrennadel der Hans Seidel Stiftung Bukarest zu übergeben. Prin urmare, este o mare onoare pentru mine, doamna Blandiana, să vă ofer astăzi acul de aur al Fundației Hans Seidel din București. Pentru meritele sale de pe parcursul unui număr mare de ani, în efortul de a nu fi dată uitării propria istorie, pentru promovarea dezvoltării unei Românii libere, democratice și europene, deci acordă doamnei Ana Blandiana, acul de aur din partea Fundației Hans Seidel din București. București, 17 octombrie 2019. București, 17 octombrie 2019.